ar fi momentul să începem cu primii invitații. Este vorba despre băieții din cadrul departamentului de design de la Assist, care ne vor lămuri astăzi cu privire la ceea ce înseamnă să lucrezi într-un astfel de departament și ce înseamnă să fii UI UX developer. Da? Vorbim despre Răzvan și despre Remus. Răzvan are 27 de ani. Salutare, Răzvan! Are 27 de ani, cu experiență în domeniul creativ de aproximativ 8 ani în total, iar la modul profesional de aproximativ 5 ani. Și a început cariera de designer într-o tipografie digitală, unde a învățat foarte multe lucruri despre print, design și cum să lucrezi cu imprimante de mari dimensiuni. Lucruri interesante, vă garantez. A schimbat mai multe joburi până a ajuns la Assist, acum aproximativ 3 ani. De atunci a fost implicat în diverse proiecte interne și externe. Este pasionat de tenis de masă, remote work și side projects. Este autodidact și nu a urmat o formă de învățământ superior pentru a deveni designer. Sună foarte, foarte tare. Spune-ne! Așa sper. Mulțumesc mult pentru introducere. Salutare tuturor! Cum spuneai și tu, mi-am început cariera acum 8 ani de zile, așa, casual. De fapt, mi-am început fără ca eu să știu. Eram pasionat de design fără să știu. Știu că am descoperit Photoshop din întâmplare, iar practic de acolo lucrurile au escalat și am început să devin tot mai interesat de partea asta creativă. Țin minte că nu aveam internet, plăteam câteva ore la deja cunoscutele săli de... Aici, în Suceava sau în Botoșani? Nu, în Botoșani. Ce săli aveți acolo? Bună întrebare. Probabil una dintre ele se numea Winners. Pentru cei care... aminte pe vremuri, implicit Assist-ul a avut un internet cafe la care mergeam des. Mergeam și la concurența lor, dar și la cei de la Assist, deci era treabă serioasă. Bun, deci ești un exemplu foarte interesant de persoană care și-a acumulat singur cunoștințele. Exact. Asta e o chestie extraordinară. Sunt autodidact, da. Continuăm. Acum vă spun despre Remus, absolvent al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. A început cariera în Assist printr-un internship în cadrul departamentului de gaming în urmă cu 7 ani. Nu știa că vrea să devină un designer când a început, dar era pasionat de tehnologie și mereu curios să învețe lucruri noi. Pentru că știa Photoshop, ce credeați, a început cu design de GUI pentru un joc dezvoltat în cadrul internship-ului, după care a continuat pe aceeași temă vreme de un an. Treptat a început să preia proiecte de web și app design, a învățat ce ține de design pe cont propriu, citind cărți și bloguri, urmărind tutoriale și poate cel mai mult făcând greșeli. În prezent conduce departamentul de design și împreună cu alți 4 colegi ajută clienții să construiască aplicații care să fie pentru utilizatori, gândite pentru utilizatori. Salutare, Remus! Salutare! Bine v-am găsit! Bine, atât bine pe tine, găsit, cât și pe cei de acasă. Sper că veți afla lucruri interesante astăzi despre design și despre ce înseamnă o carieră în acest domeniu. După cum spuneai și tu, nu știam neapărat de acest domeniu când am început, dar cred că e o trăsătură comună a tuturor designerilor care există acum în România, punctul ăsta de start, că am învățat Photoshop. Pentru că atunci era și singurul tool care era folosit pentru design de aplicații și corect, pagini web. Da. Și a rămas în continuare oricum destul de puternic, adică este folosit îndeajuns de mult, dar sunt sigur că... Vei afla că noi începem să-l folosim din ce în ce mai puțin. Mai puțin? Exact. Super, da. Foarte interesant. Deci știam că nu vin degeaba. Și o să povestim despre un tool care este, să zic așa, foarte revoluționar, comparativ cu Photoshop-ul și... Am înțeles. Ne-am uitat mai devreme la video cu Best Moments din 2019. Ei bine, sunt curios după tine. Cum ai văzut tu evoluția companiei? Adică ce face Assist în prezent? Ce departamente are compania? Cum a fost
să zicem așa, ultima perioadă pentru assist. Eu am văzut o evoluție puternică de tot. Da. Cum era atunci, cum e acum? Spune-ne câteva lucruri despre asta. Da, așa este. Cum ai povestit și tu, am început prin un internship, după care am început să făceam cam tot ce era nevoie. Am făcut și prin design, și logo, și design pentru jocuri. La momentul respectiv când am început, am dezvoltat un joc în cadrul internship-ului, după care am continuat cu interfața, designul pentru interfața unui joc la care se dezvolta în momentul respectiv în assist. După care am evoluat ușor-ușor spre lucruri mai complexe și pot să spun că am făcut destul de multe greșeli pe parcurs. Poate pe de o parte că nu aveam o persoană mai experimentată de care să întreb sau să aflu mai multe, dar cu siguranță pot să spun că am învățat foarte multe lucruri. Legat de procese și cum se întâmplau lucrurile atunci, imaginează-ți că eram undeva la 30 de oameni, poate încăpeam toți în 2-3 birouri, iar acum... Sau poate aproape într-o sală ca asta. Da, exact, 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 în tocmai. Și acum suntem peste 200 de persoane, s-au schimbat foarte multe lucruri, atât la nivel de procese, cum se angajează oamenii, cum abordăm proiectele, cum colaborăm cu clienții, și așa mai departe. Vom dezvolta și pe parcursul discuției noastre cum lucrăm și colaborăm cu clienții noștri, dar lucrurile s-au schimbat foarte mult în bine. Avem procese mai complexe, căutăm în continuare, chiar și în aceste vremuri mai dificile, căutăm în continuare oameni și se angajează. Cu siguranță, sunt vremuri dificile pentru multe industrii, pentru industria IT e chiar o creștere, da, o înflorire, da. Și există tot mai mult interes și lumea își dă seama de avantajele care le aduce această linie și implicit încep să o folosească mai mult, adică deja ne putem gândi la oameni care nu ar fi folosit ever tehnologie, iar acum trebuie. Lucrurile s-au schimbat total. Sper tot mai mult să se folosească și la noi în Suceava, chiar și în instituții mai mult. Am văzut implicit Assist Software s-a implicat serios în această treabă și zic eu că vom simți diferențe benefice în viitor. Sunteți designeri amândoi. Hai să ne gândim la culori, că deja când vorbim de culori, toate înseamnă ceva. Care e moodul vostru în momentul ăsta? Răzvan, o culoare care ar fi... O culoare, albastru. Ok, Remus? Galben, probabil. Ok. Da. Cine? Cred că sunteți influenți. Da, da. Inconștientă. Fără să știm. În varianta subconștientă. Ok. Hai să aflăm cum ați ajuns la assist. Povestește-ne puțin cum a fost partea de început, iar ulterior așteptăm pe Remus. Da, a fost așa o conjunctură foarte interesantă. După cum spuneam, eu eram interesat de foarte mult timp și de partea de web. Iar de-a lungul anilor am început să practic în timpul liber web design și am început să fiu implicat în diferite comunități de design și așa am ajuns într-o comunitate de designer din toată lumea. Era un canal de Slack pentru cei care folosesc produsul și acolo l-am întâlnit pe Remus. Nu știu, așa, random, mi-a atras atenția că avea un nume românesc și i-am dat un mesaj în privat și țin minte că mi-am dat un link sau ceva de pe un profil de-al meu și am cerut părerea, am văzut că lucrează la Assist Software. Eu la acea vreme aveam un prieten care deja lucra aici la Assist. I-am dat linkul respectiv, am schimbat câteva opinii, el mi-a dat feedback și dintr-una între alta am primit o invitație de a veni aici la Assist, de a vedea echipa, lucrurile, cum se întâmplă. Am fost foarte bucuros, să dai seama, chiar îmi doream să schimb domeniul, pentru că la acea vreme făceam print design și doream să merg în zona asta de web design. Și voi ai diversitate, voi ai să...
Da, sunt curios în fire și încerc mereu să învăț lucruri noi și mi s-a părut că web design ar fi mai atractiv decât prin design. Asta e părerea mea personală. Da, și de acolo au fost câteva discuții cu Remus. Da, am insistat un pic ca să-l convin să se alăture, dar într-un final iată-ne aici. Și da. Chiar a fost o întâmplare foarte, foarte interesantă și fericită, că dați seama, de pe un grup de Slack în care erau oameni din toată lumea, să începem noi doi să vorbim despre să design. Să vă găsiți acolo. Da, 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 adică după aia să începem să discutăm tot mai multe și să vedem că avem lucruri în comun și ne interesează, da, designul și că vrem să învățăm mai multe și chiar a fost... Da. Erau câteva mii de oameni, adică să nu... Da, da. Deci, cumva... Am înțeles, am înțeles. În cazul tău, cum a fost Remus? Cum ai ajuns la Assist? Da, cum spuneai și tu mai devreme, am început printr-un internship. Mm. Nu știam neapărat că există jobul ăsta de UI UX designer, dar curios din fire și dorind să învăț mai multe mereu, am încercat să accept tot felul de provocări, indiferent că nu știam la momentul respectiv prea multe despre GUI design pentru jocuri. Am acceptat această provocare și am spus da. Uneori, dacă nu de cele mai multe ori, este bine să spui da provocărilor, pentru că sunt tipul de persoană care, acceptând astfel de provocări, crede că învață cel mai bine. Chiar dacă greșești, putem învăța și din ele, dar au fost experiențe foarte, foarte benefice pentru mine. Pentru că am ajuns, cum spuneam și mai devreme, am ajuns să fac interfețe de jocuri, prin design, materiale promoționale pentru Assist, logo design și iată-ne astăzi, ne specializăm pe zi ce trece tot mai mult pe UI și UX design. Chiar aseară am revăzut Yes Man cu Jim Carrey, când da, tot spuneai de da. Exact. Eu sunt pasionat de partea aceasta cu Yes, de asta am făcut, sigur, nu este chiar inspirat pentru acest an vlogul pozitivitatea.ro, dar ca idee. Sunt sigur că atunci când transmiți o direcție pozitivă și ai un mindset pozitiv, ești într-o direcție tot mai bună, deci nu ai cum să ratezi, sigur. Exact ca în film, nu trebuie să spui chiar da la toate, dar ar trebui să ajungi să spui da la mai multe și lucruri bune, exact, încep să-ți apară în cale și în viață. Deci până la urmă așa ați ajuns și voi la Assist. Cred că partea de design, nu știu, e ceva mai mult decât doar logo-uri, culori frumoase, e vorba de informație, e vorba de tehnică, e vorba de multe lucruri, sunt sigur. Haideți să spunem puțin cu ce vă ocupați voi, de fapt, la Assist, celor care poate că nu prea-și dau seama, să zicem așa, bă, ce pot să facă băieții acolo toată ziua, design. Da, păi probabil majoritatea oamenilor știu că stăm toată ziua în fața unui calculator și desenăm cercuri, exact, pătrățele colorate și într-un final reies aplicații precum Facebook, da, Instagram și așa mai departe. Și mai înveți copilul de... Da, exact. Da. Și încercăm să luăm decizii cum să aliniem diferite butoane pe ecran. Da. Un pixel mai la dreapta sau nu mai la stânga. Uh-huh. Dar povestea din spate stă cu totul altfel, cum se întâmplă lucrurile. Avem mai multe procese prin care trecem împreună cu cei cu care colaborăm. Asta e un aspect foarte important pentru cei care își doresc o carieră în design, că trebuie să colaborezi cu diferite persoane, cu diferite departamente, precum cum noi facem, colaborăm cu clienții, colaborăm, da, cu developerii din echipele în care suntem, pe proiectele la care lucrăm, colaborăm cu marketingul, uh-huh, adică comunicarea este un punct foarte, foarte important în cariera noastră, pentru că este foarte, trebuie să știm de ce se fac anumite lucruri, care este motivația din spate. Încercăm să aflăm răspunsuri adresând întrebări cheie. Uh-huh. Dar ca și procese, cred că, Răzvan, dacă poți să dai exemple de ce, cum abordăm diferite proiecte.
Da, exact. Oricum, proiectele sunt diferite în natura lor. Noi avem așa un proces prin care trecem și fiecare proiect începe cu un, cu un scope of work sau cu o idee a unui client, iar noi preluăm cazul, ca să, să zic așa. Cum spuneam și Remus, este foarte important în, în faza incipientă a proiectului să adresăm întrebările care contează și întrebările corecte, în așa fel încât să înțelegem ceea ce își dorește clientul. Și noi cumva avem grijă ca userii să fie puși și implicați de la începutul în procesului, pentru că lucrurile pe care noi le facem, nu le facem pentru noi sau pentru client, le facem pentru utilizatorul final și ținem cont de ei, dar în același timp ținem cont și de client, pentru că sunt niște obiective de tip business implicate și cumva facem o combinație între business și end users și cam așa la o... să împăcați ambele. Da, e vital, e vital să le împăcăm pe ambele și cum spuneam, începe procesul de discuție, analizăm lucrurile respective, avem câteva întâlniri și punem întrebări până suntem siguri că am înțeles corect problema, după care mergem într-o fază de ideație și asemenea arhitecților, noi facem o schiță a unui potențial produs sau potențială idee, explorăm în faza asta practic. Noi le numim wireframes, ca un termen tehnic, dar ele sunt niște schițe de mână trase. Poți să faci pe hârtie dacă vrei, e chiar indicat să faci pe hârtie, pentru că având flexibilitatea asta și ușurința de a... Avem pe ecran acum Exact, Excel. Da, da. Deci ăsta e un wireframe. Asta este un, exact, asta este un wireframe, este un low fidelity wireframe pentru o aplicație și cumva în momentul în care noi avem o formă, să spunem, ok, mergem cu ea la client, iar de acolo se nasc discuții, punem întrebări, ni se adresează întrebări și este un proces colaborativ între noi și client. Sunt extraordinar de curios cum vă mențineți vie latura artistică în momentul în care, sigur, trebuie să mai lași de la tine, pentru că tu trebuie să împaci, exact cum am spus, partea de business, da? Adică trebuie să-ți împaci clientul. Asta știu eu, cu asta m-am confruntat și eu, tot ce înseamnă latura artistică, într-un fel sau altul, te duce într-un punct de la în care, măi, eu știu sigur că așa trebuie să fie și pe de o parte chiar trebuie să simți lucrul ăsta și trebuie să fie, să vină din interiorul tău, dar în același timp nu trebuie să fii supărăcios și să zâmbești frumos și să accepti ceea ce ți se recomandă. Da, exact. De asta nu trebuie să te atașezi tu ca și designer de ceea ce faci, pentru că tocmai procesul ăsta iterativ presupune schimbarea a multor lucruri de-a lungul timpului și chiar dacă și clientul cere ceva și noi spunem altceva, tot timpul este un fel de negociere. Pentru că lucrurile nu se pun la întâmplare. Când creezi un produs digital, o aplicație, ceva, nu alegi culorile respective pentru că așa vrea cineva sau așa arată bine. Lucrurile, când luăm decizii, sunt foarte bine argumentate, pentru că aplicația sau produsul respectiv are un anumit specific, se adresează anumitor utilizatori, trebuie să știm cărei grupe de vârstă ne adresăm. Sunt mai mulți bărbați, mai mulți femei și așa mai departe. Adică luăm și exemple din astea care sunt mai cunoscute, aplicații precum Instagram sau Messenger. Acolo lucrurile nu se întâmplă pentru că și-a dorit cineva să fie albastru în Instagram sau să... Totul... Există o legătură acum culorile fotolilor pe care le-ați gândit? Sau? Da. Da, sunt lucruri foarte, foarte importante și toate acestea ajung să mineze, să zicem așa, mintea utilizatorului. Adică
ceva poate stârni acolo, poate da, să, da, exact, exact. Să existe un trigger vis-a-vis de alegerile făcute. Mm-hmm. Ce faceți voi, cei din departamentul de design, concret așa, adică lucruri, nu știu, joburi zi de zi, la modul general, landing page-uri, spuneți-mi voi. În ultima perioadă am început să ne axăm tot mai mult pe produse din ce în ce mai complexe, adică aplicații web sau aplicații mobile. Sincer să fiu, rare ori sunt situațiile în care mai creăm câte un landing page. Dar o zi normală arată, mai ales în acest cadru în care ne aflăm acum, în fiecare dimineață facem câte un sync și vedem fiecare ce a făcut în ziua precedentă și ce are de gând să facă în ziua curentă, dacă are nevoie de ajutor, dacă are probleme. Noi suntem, dat fiind faptul că suntem într-un număr atât de restrâns, suntem și foarte flexibili. Dacă cineva are nevoie de ajutor și are un deadline care e destul de strâns, imediat ne mobilizăm și luăm acțiune și rezolvăm lucrurile. Cocktailuri, coffee, tea, water, ce savurați de obicei atunci când faceți ședințele astea operative de dimineață? Eu prefer cafeaua. Da, cafeaua. Cafeaua. Da. Coffee? Da. Aha. Am neapărat. Înțeles, pentru neuroni, nu? Da, neapărat cafea în dimineață. De curiozitate, ce fel de studii mi-ar trebui dacă aș vrea să fac ceea ce faceți voi? Avem două exemple diferite. Da. Ia, spune-ne, Răză. Da, cu siguranță depinde și de individ. Dacă ești o persoană autodidactă și îți place să te, eu știu, să înveți de unul singur, pot să spun că nu-ți trebuie neapărat o educație formală, însă cred că te ajută foarte mult să înveți bazele, pentru că ca și autodidact le înveți, dar mai greu și nu le înveți într-o manieră structurată, pe când dacă urmezi o formă de învățământ mai structurată, clar și informațiile sunt de aceeași natură. Probabil o traiectorie în carieră ar fi să urmezi o școală de arte, o facultate în domeniu, dar la fel, cred foarte mult în studiu personal. Dacă nu ești pasionat și vrei să faci o carieră din treaba asta, doar să mergi la facultate, nu cred că e de ajuns. E cam greu să se lege. Avem și o întrebare până ne răspunde și Remus. De la Tiberiu, așa cum vă spuneam, vă așteptăm comentariile voastre, întrebările voastre, dacă ceva vreți să știți expres pe toate cele trei canale ale ASIS Software, unde suntem live, Facebook, YouTube, și Twitch. De la Tiberiu avem așa, pe partea de game development, mai specific, game design, la ce se referă? Ce trebuie să facă acel game designer? Depinde foarte mult. E o întrebare destul de generală, dar, de exemplu, cum am menționat și mai devreme, când am început cariera în ASIST, mă ocupam de interfața jocului. Dar un game designer de obicei înseamnă persoana care se ocupă de mediu, cum arată jocul, despre care e povestea din spate, cum se desfășoară acțiunea, care este întâmplarea. Cam la asta, părerea mea ar fi că ar face referire un game designer, ci persoana care stă cel mai mult în Unity și dezvoltă mediul în care se desfășoară jocul respectiv. Pe când un UI UX designer care lucrează într-o companie care dezvoltă jocuri, se ocupă de experiența utilizatorului, dacă butoanele sunt destul de clare, dacă ceea ce trebuie să fac pe ecranul respectiv este clar și concis sau nu, mă induc în eroare anumite lucruri de pe ecran, care este scopul ecranului, este clar, e vizibil, adică la tipul ăsta de întrebări încercăm să răspundem când vine vorba de interfața unui joc și UI UX designer. Da, aș mai avea o completare pentru Tiberiu aici. Game design, în game design practic e implicat și 2D design și 3D design, pe când în UI UX design noi nu avem disciplinele astea implicate, dar avem altele. Deci sunt mai multe lucruri implicate în game design.
dar cu siguranță în a treia zi, dacă nu mă înșel, băieții din departamentul de game design vor vorbi mai pe larg despre acest subiect. Despre acest subiect, exact. Așadar să fie pe fază, da, Tiberiu? Da. Mai multe informații va obține chiar joi. Bun, Remus, după tine, ce cursuri, ce studii are nevoie o persoană? Da, o întrebare foarte bună. La momentul actual nu există o formă de învățământ, o instituție care să ofere cursuri în acest domeniu. Tocmai de asta majoritatea designerilor din România sunt autodidacți, au învățat singur ceea ce știu, făcând cursuri online, mergând la diferite evenimente, atât naționale cât și internaționale, dacă au posibilitatea. Și în ultima perioadă observ un trend în care tot mai multe persoane încearcă să ajute comunitatea de designer din România și să introducă cursuri. Sunt școala informală de IT, cred că au cursuri pe partea asta și mai sunt câteva exemple. Dar de obicei, în general, din câte am observat eu, din experiența mea, se cere să ai un background ori în IT, cum am avut eu, ori într-o facultate de arte. Am înțeles. Cam asta ar fi. Da. Știu că aici mi-am adus aminte atunci când făceam mai multe interviuri cu cei de la Assist, cu angajații Assist, că lucrați foarte mult și pe partea de blog a site-ului. Sunt sigur că aveți și acolo informații expuse pentru cei care sunt interesați 100%, nu? Da, și pe lângă asta, oricum, avem pregătit documentul cu câteva informații legate de UI/UX design, cu topicuri care pot stârni interesul celor care ne urmăresc acum, cu câteva recomandări de cărți pe care le pot citi pentru a afla mai multe informații despre domeniul ăsta și dacă sunt chiar atât de mult interesați, chiar și noi putem să îi ajutăm cu sugestii la diferite întrebări pe care le au. Da. E o treabă foarte interesantă și asta întotdeauna mi s-a părut demn de luat în calcul. Cum reușiți să le explicați părinților? Dar mai întâi spuneți-mi ce urmărim acum pe ecran. Da, exact, documentul de care făceam, pe care îl menționam mai devreme, documentul în care facem referire la resursele pe care ei pot să le descarce și să afle mai multe informații. Am înțeles. Revenim la povestea despre care spuneam. Cum le explicați celor apropiați, părinților sau, nu știu, hai să o dăm și mai tare, bunicilor după caz? Mai complicat. Da? Ce job aveți? Cum faceți? Cum vă înțeleg? Nu vă înțeleg? Răzvan? Da, clar, e o provocare când vine vorba de a explica ceea ce fac eu aici, dar revenind la subiectul de astăzi, UI, UX, noi facem și un pic de product design și dacă e să o luăm așa, cam tot ce ne încojoară e un produs, iar toate produsele astea au trecut printr-un proces. Doar că noi suntem designer de produs digital și cred că cel mai simplu mod pe care îmi vine acum în minte este să iau telefonul și să arăt o aplicație, nu știu, gen Facebook, da, și explic. Da. Ceea ce vezi tu aici a fost făcut de cineva ca mine. Și cred că asta e un mod foarte simplu și la îndemână de a explica celor din jurul nostru cu ce mă ocup. Mm-hmm. Asta ar fi cea mai simplă. Asta ar fi cea mai simplă, da. Remus, tu cum faci? Cred că am aceeași abordare. Și tot așa fac trimitere la aplicații uzuale pe care oamenii le folosesc zi de zi. Pur și simplu. Și în felul ăsta da. Ar trebui să se înțeleagă. Pe încă o întrebare. Ok, de la Paxi. Cu ce software-uri lucrați? Că da. Asta era o discuție. Da. La momentul de față folosim de câțiva ani Figma,
Figma este un tool de design în care lucrurile se întâmplă colaborativ. Imaginați-vă că este ca un joc multiplayer online, iar în tool-ul ăsta pur și simplu vedem cursoarele tuturor persoanelor care se află pe documentul respectiv și lucrurile se întâmplă în timp real. Colaborăm. Persoanele care văd pentru prima dată acel tool de obicei sunt foarte surprinse, pentru că de obicei când avem meeting-uri cu clienții și sugerează să facem o modificare, modificarea se produce instant și toată lumea, wow, ce s-a întâmplat aici? Și mai ales că e gratuit, deci poate fi folosit de către oricine și nu trebuie neapărat un sistem de operare dedicat, pentru că funcționează și în browser. Da, deci există deja o inclinație înspre open software și pe partea de design? Da, mai ales colaborativ. Chiar ne-a ajutat foarte mult de când am început să-l folosim. Exact. Atât cu clienții, cât și noi în departament. Adică eram în același birou și rezolvam lucrurile împreună și discutam. Mai ales acum în situația de față, cu atât mai mult ne ajută și să avem aceeași versiune, să aibă toată lumea acces, să nu întrebe care versiune avem. Final, final 1, final, final 2, da. Sau cam așa se întâmplau lucrurile când am început eu, cam asta era flow. Știu foarte bine da. Ce spuneți. Pentru și acum doar furnizăm un link și toată lumea are acces acolo și vede în timp real ce se întâmplă și are și ultima variantă, ultima versiune. De... Câte variante ai face, link-ul e același, nu mai avem foarte multe documente separate pe hard sau eu știu, trebuie să transferăm, se pierd lucruri între, e un mod mult mai ușor de a face user interface design în 2020. Dar, cum spunea și Remus, nu a fost atât de ușor la început, lucrurile erau puțin mai grele cu Photoshop-ul, de la Photoshop am evoluat spre Sketch. Acest tool era disponibil doar pe macOS, trebuia să ai un device pe care avea macOS, dar odată cu Figma lucrurile s-au schimbat și au evoluat foarte într-o mult. Direcție foarte. Poate chiar neașteptată dacă ne gândeam în urmă cu câțiva ani. Chiar, da, neașteptată, sincer. Nimeni nu s-ar fi gândit. Înțeleg foarte bine ce spuneți. Avem vreo 3 minute, timpul zboară, că am așa de multe întrebări. Mai face un interviu. Venim așa. Și mâine. Zic eu ceva interesant. Cum poți începe o carieră în acest domeniu? Adică soft skills, ce se caută la interviu, tool-uri, ce este mai important din perspectiva voastră, pe rând, dacă vreți să-mi spuneți? Da, din perspectiva mea, după cum spuneam și mai devreme, nu ar trebui să te focusezi pe tool-uri, pentru că ele evoluează cu o rapiditate foarte imensă, deci nu tool-uri. Ce ar trebui să faci sau să-ți dai seama e să fii empatic. Deci dacă ai calitatea asta de a fi empatic, te va ajuta foarte mult, pentru că tu ca designer trebuie să empatizezi cu utilizatorii, să le înțelegi nevoile și să le dai ceea ce își doresc. Cred că asta e printre cele mai grele uneori, dar și cele mai importante. Da, da, chiar da. E o parte nevăzută a designului, dacă vrei. Iar pe lângă asta, recomand cărți de specialitate, chiar să se ducă în zona aia, cursuri structurate pe design, chiar știu că sunt resurse gratis pe YouTube, articole de blog, sunt foarte ok pentru început, înveți foarte multe lucruri, dar dacă vrei să mergi în zona mai structurată și vrei să faci o carieră și să te specializezi pe domeniu, recomand un curs mai structurat pe design. Și trebuie să încerci cât mai multe arii creative din domeniul ăsta. Eu am făcut print design, am făcut și fotografii de produs și am ajuns la UI UX design și cred că aici voi rămâne. Îmi place foarte mult. Da, și ca să adaug la ce a spus Răzvan, trebuie să fii o persoană orientată către soluții, pentru că în principiu asta presupune să fii un designer, să găsești
soluții pentru astfel încât utilizatorii finali să aibă o experiență plăcută în produsul pe care îl realizezi tu, să nu te atașezi emoțional de ceea ce faci, pentru că de cele mai multe ori vei primi nu ca și răspuns sau că nu e ok sau arată bine, dar ar trebui să mai spun ceva. Și cam asta ar fi lucrurile care îmi vin acum în minte. Un canal de YouTube care ar fi să-l recomandați dacă ne gândim acum totul e online? Am eu unul, The Future, cum se aude, The Future, The Future. E un canal super ok, învățați foarte mult lucruri acolo. Și încă unul, Flux. Flux? Da, Flux. Aici aș mai adăuga, cred că canalul celor de la Figma au tutoriale foarte, foarte bune. Și blogul lor. Și blogul lor. Am înțeles, deci cumva se pare că ei încep să fie ușor să reprezinte și să facă un monopol. Exact. Da. Chiar bine. Și cred că reușesc. Dar pe bună dreptate. Ce ați fi vrut să vă spună cineva când erați la început de drum? Și cred că ne apropiem de final cu asta. Cred că, de-ar fi să încep eu, dacă... Te rog. Cred că ce mi-aș fi dorit să spună cineva la început e că să nu încep niciodată cu designul. Eu asta făceam, exact. Pentru că nu știam altfel. Așa. Și bineînțeles că după zile întregi de muncă în care reușeam să fac ceva, arătam clientului și bineînțeles că primeam nu, pentru că nu era ceva ok, nu era ceva luat în calcul sau trecuse cu vederea peste anumite lucruri. Am înțeles. Iar eu cred că n-ar trebui să te atașezi niciodată de lucruri pe care le faci, pentru că orgoliu va fi afectat. Bang, bang, bang! Exact. Deci nu te atașa de lucruri pe care le faci, gândește-te că nu le faci pentru tine, le faci pentru utilizatori și vei fi ok.